Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase direct. Și astăzi vom face forme din fondant marshmallow și îl vom colora. Aici avem și un blat, un blat de tort. Aici avem fondantul. Așa, și o să-l colorăm. Aici avem fondantul făcut, din zele am făcut, am făcut fondantul, aveți rețeta și aici pe pagină și pe canalul de YouTube. Așa, și rezultatul este acesta. Și acum o să-l colorăm și o să facem câteva forme să decorăm tortul. Așa, să vă mai arăt pantișpanul. Acesta este, ia uitați ce frumos crescut. Așa. Dăm deoparte și să colorăm fondantul. Vom folosi culori alimentare pentru fondant. Așa. Mă voi ajuta de puțin zahăr pudră. Voi pune aici pe masă. Bună ziua, bună ziua! Îmi pun mănușile ca să lucrăm cu colorant alimentar și să colorăm fondantul. Așa. Ia uitați, fondantul nostru. O să punem cu scobitoarea, cum am mai făcut, și o să-l colorăm. Și apoi o să tăiem acest blat. Ia uitați ce frumos arată. Vedeți? Un blat de tort. Și o să-l umplem cu ganaș de ciocolată albă. Toate rețetele găsiți și aici pe pagină și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și acum să colorăm fondantul. Am să întorc camera. Așa. Ia să vedem. Așa. Și avem bucățica de fondant. O punem așa pe zahăr. Și să colorăm cu roșu. Aici am roșu și să lung cu sobitoarea puțin. Am să iau așa puțin colorant cu scobitoare și punem așa peste fondantul nostru. Închidem căpăcelul și acum să colorăm. Așa, dăm deoparte și luăm și închidem așa și dăm prin zahăr să nu se piască de degete, să facem roșu, vedeți? Așa. Și apoi o să facem câteva forme. Astăzi o să facem un ruj, o trusă de machiat, un parfumel pentru o fetiță. Așa, vedeți? Culoarea roșie. O să facem și verde și albastru. Așa. Fondantul îl punem în folie alimentară. Și îl ținem ca să nu se usuce. Dacă îl vrem mai roșu, mai adăugăm puțin colorant. Ia să vedem.
să mai pun puțin, să fie un pic mai roșu. Deci luăm din cutie, puțin așa și punem aici peste. Și acum amestecăm, ne ajutăm cu zahărul pudră și amestecăm totul bine. Aici așa. Și să facem. Și avem și roșu. Acum am folie transparentă și o să-l punem așa în folie. O rupem. Și îl punem și facem albastru și verde acum. Vedeți, eu am făcut și puțin galben și să le facem și pe celelalte. Aici am fondantul făcut, am făcut mai mult. Am pus cam o jumătate de pungă, am să vă spun câte grame, și o să facem și puțin verde sau albastru. Cred că și albastru și verde o să facem. Așa, și voi lua, aici avem culorile, voi lua verde cu scobitoarea, voi pune puțin colorant. Amestecăm. Vedeți? Și facem verde. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la prăjitor cu camelia și bucate gustoase. Așa. Și colorăm. Dacă găsiți bezele roșii, verzi, galbene, nu mai este nevoie să le colorați, dacă le găsiți. Dacă nu, faceți așa ca mine. Și am obținut culoarea verde. Ia uitați ce frumoasă este. Așa, o amestecăm bine. Ne ajutăm cu zahărul pură. Așa. Și apoi vom întinde cu amidon și vom da aceste forme. Ia uitați, vedeți? Și acum o să punem în folie transparentă, să nu se usuce, trebuie păstrat în folie. Așa, și o să facem albastru. De aici am să mai iau o bucățică de fondant. Deci din aceste bezele a ieșit această culoare rozie. Ia uitați. Și punem și facem albastru. Și închidem. Îl închidem și îl ținem așa, acoperit în folie. Și am să iau puțin albastru. Și cu o scobitoare am să pun aici peste. Dai puțin amidon. Și punem albastru. Închidem și punem la loc. Așa, și acum închidem așa. Și ne ajutăm cu
zahăr în pudră să facem fondantul, să-l colorăm și să-l amestecăm. Amestecăm așa bine. Ia uitați albastru. Amestecăm totul bine. Așa. Îi trag un pic în ușile. Și punem tot așa în folie transparentă, să nu se usuce culoarea noastră albastră. Aici în folie, o rupăm două. Și acum vom încerca să facem și puțin negru, ca să facem rujul, partea din plastic, aici. Aici avem puțin negru, vedeți? Așa, voi lua puțin fondant. O să facem și cutiile de la machiaj. Așa. Și să punem puțin negru, să vedem cum iese. Luăm o scobitoare. Și luăm puțin negru și punem așa aici. Astăzi facem un tortuleț pentru fetiță, decorat cu aceste produse cosmetice realizate din fondant. Fondant din marshmallow. Așa, și acum închidem, tragem și închidem și amestecăm. Așa. Ne ajutăm cu zahărul pudră. Ia să vedem cum o să iasă acest negru. Îl amestecăm așa bine. Vedeți? Din acesta o să facem cutia la trusa noastră de machiaj. O să punem verde, roșu, galben, albastru. Eu am să mai pun puțin negru ca să-mi iasă un pic mai închisă. Așa mi-a ieșit un gri. Așa. Vedeți? Și acum amestecăm, ne ajutăm cu zahărul să nu se lipească. Și ia să vedem cât de închis ne iese acest negru. Așa, trebuie amestecat foarte bine. Am să-l las așa, am să-l scot mănușile. Am să dau scobitorile și pentru moment am să las aceste culori. Ia uitați-l, vedeți? Și-l mai amestec așa cu mâna.
Așa. Și îl voi pune în folie transparentă. Așa. Și dăm deoparte. Aici avem fondantul nostru rămas. Am să dau și zahărul în pudră deoparte. Așa. Am să strâng aici. Ia să vă mai arăt. Ia uitați. Blatul cum arată. Vedeți? Așa. Și o să facem un tortuleț micuț. Rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Ia să vă întorc puțin camera, să mă vedeți. Vedem dacă se întoarce. Și după aceea facem... Bună seara, bună seara, bine ați venit! Ia uitați, blatul. Vedeți ce frumos este? Așa. Și toate rețetele le găsiți și aici pe pagină, sunt făcute în direct. Bună ziua, Basi! Eu acum eu stau în partea cealaltă și nu văd, am să vă răspund mai târziu la comentarii. Așa, acesta este blatul. Aici avem, ia uitați, culorile noastre de fondant. Și o să realizăm produse cosmetice, ruj, truse de machiaj, parfumele. O să facem imediat în direct, ia uitați, am colorat. Și... fondantul este făcut din aceste bezele, ia uitați-le, acestea, vedeți? Așa, și culoarea, ați văzut, a ieșit o culoare rozie. Acum am să întorc camera și o să pregătim masa să facem aceste forme. Așa, ia să întoarcem. Așa, să punem aici. Voi da deoparte zahărul pudră. Ia uitați, vedeți? Blatul cum arată, super, super, super. Așa. Și a fost pus la răcit. Acum îl dau deoparte. O să dăm și zahărul pudră deoparte. Așa, am să-l trag așa într-o parte. Pe tot. Așa. Acum voi pune puțin amidon pe masa de lucru și să începem să facem să dăm formă la aici avem culoarea, mi-a ieșit așa un griuț și cred că am să mai fac puțin, că este, am făcut cam puțin, am să mai fac puțin, puțin, dar deocamdată să întindem și am să întinde să mă duc în partea cealaltă. Să întind. Așa bine. Vedeți? Cum se lucrează foarte, foarte, foarte bine. Așa.
și voi tăia două cerculețe. Acesta îl strâng bine, bine. Așa. Acum voi lua roșu. Uitați-l. Îl amestecăm bine, bine, bine. Lucrăm așa bine cu mânuța și apoi îi dăm formă. O să rup așa o bucățică. Restul punem în folie să nu se usuce. Și tot timpul înainte de lucru se amestecă puțin cu mâna să se încălzească. Așa. Și acum să încercăm să facem un ruj. Așa. Să întind și ne ajutăm cu amidon să nu se lipească. Uitați, să vedeți că dacă n-am pus, s-a lipit. Să-mi aduc amidonul. Să-l pun așa aici, să-l am, să-l îndemână. S-a lipit. Așa. Și să-l mai întind o dată. Să pun așa amidon și întinde. Așa, ia să vedem. Așa, vedeți? Să facem aici partea de jos de la ruj și aici o să închidem cu un căpăcel. Așa.
Aici încerc să închid așa bine. Vedeți? Și îl lăsăm să se întărească. Îl punem așa departe. Așa, restul îl întindem și pe acesta. Roșu îl punem aici în hârtie. Ok, și acum voi lua așa câte bucățică din galben. O amestecăm așa bine, cu mânuța să o încălzim. Să mă ajut cu și vom tăia așa patru culori, galben, verde, albastru, punem restul aici în punguță. Așa, o să vedem dacă sunt destul de mari, eu vreau să le așez așa aici, cred că trebuie un pic mai mare decât ăsta, am să caut mai mare. Să vedem mai mare, îmi trebuie puțin mai largă decât aceasta, mai largă. Cred că așa vine. Ia să încercăm cu această mărime. O să tai din nou. Astăzi facem aceste forme. Așa, ia să-l amestec așa pe tot.
Așa, niciunul. Ne ajutăm cu fondantul. Și întind așa puțin. Așa. Și să tai în cerculeț. Și îl voi lipi așa aici. Ok. Cu răbdare. Așa, vom pune și verde. Voi întinde mai întâi, îl amestec puțin cu mânuța. Deci, înainte de a lucra fondantul, îl amestecați. Chiar dacă îl lucrați și după o săptămână, o să pară că el se sfarmă puțin, dar își revine. Așa. Două. Am să pun verdele așa aici. O să facem și albastru. Să-l amestec așa puțin. Ne ajutăm cu amidonul ca să întindem. Așa. Și tăiem. Vedeți? Tăiem așa. Punem în folie. Acum strângem așa bine. Așa, și aici vom lipi aceste trei culori, vedeți? Așa aici le voi lipi și din acesta voi face căpăcelul. Voi face o margine încet, încet și cu răbdare. Atât pentru astăzi, eu rămân să termin. Așa, fondantul este, am să vă arăt la sfârșit toate aceste decorații făcute. Ia uitați ce rujul. Deci încet, încet le dăm forma la fiecare. Aici o să fie căpăcelul. Așa. Și o să le punem toate pe tort. Acesta este blatul de tort. Este blat doar din zahăr, făină și ou. Și un praf de sare, vanilie. Vedeți ce frumos arată? Așa. Acesta este fondantul făcut din bezele. Colorat. Și vedeți ce minunății se pot face. Ia să vă văd puțin și să vă pup. Și să vă mulțumesc. Așa. Ia să mă întorc. Vă pup. Vă doresc multă, multă sănătate. Eu rămân să lucrez aici, să nu vă mai țin și am să vi le arăt. Ați văzut cum se lucrează încet, încet. Cu multă și multă răbdare. Vă doresc multă, multă sănătate, o zi frumoasă și am să vă arăt tortul la sfârșit, gata, decorat. Toate rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube și aici pe pagină sunt făcute aproape toate în direct și la rețeta la pantișpan și aveți și pantișpan umed și blat umed, cum se face fondantul, toate făcute în direct. Eu am să mai pun din când în când să le vedeți. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și vă doresc multă sănătate, pupici, o seară frumoasă în continuare, pupici, la revedere și multă, multă sănătate vă doresc. Pupici, am să las în comentarii poze. Vă pup, o seară frumoasă!